doamnelor și domnilor, la Adevărului, mulțumesc că sunteți cu noi. Este o ediție specială astăzi și datorită invitatului, dar mai ales datorită importanței acestei zile pentru invitat. Alături de mine studio Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, președinte la PNL Târgu Jiu și sărbătoritul zilei de astăzi, pentru că este ziua dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați ales să o petreceți cu noi la TV Sud. Marea majoritate a momentelor importante din viața mea le-am petrecut alături de dumneavoastră, inclusiv victoriile pe care le-am avut în județul Gorj, și mă bucur că de ziua mea sunt invitatul dumneavoastră în emisiune și n-am niciun fel de problemă. Sunt extrem de fericit că putem astăzi să discutăm de probleme de care cetățenii din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj sunt interesați. Da, îmi pare rău că nu putem să facem o ediție festivă. Eu vă spun la mulți ani și din partea mea și din partea colegilor. Va trebui să discutăm totuși niște chestiuni care nu prea au legătură cu ziua de astăzi și cu sărbătoarea care este pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră. Aș vrea să discutăm în prima parte politică. Au fost câteva chestiuni pe care aș vrea să le lămurim în această seară, în măsura în care putem. Una dintre ele este situația candidaturilor pentru europarlamentare, situația care s-a creat în Partidul Național Liberal. Este evident pentru toată lumea că în Partidul Național Liberal sunt niște probleme și că între organizația municipală și cea județeană există niște diferențe de opinii care ajung în spațiu public, iată un exemplu fiind aceste candidaturi. Aș vrea să-mi explicați în ordinea cronologică a lucrurilor cum s-a ajuns de la propunerea organizației municipale a candidaturii domnului Dumitru Leuștean, primarul de la Novaci, și până la depunerea candidaturii chiar la termenul stabilit de partid a domnului Cerasel Cuteanu, despre care nu știam că este membru liberal și în același timp este unul dintre cei care v-au criticat cel mai mult în perioada în care s-au făcut sondajele, apoi în campania electorală și după. Acum 2 luni de zile, dorindu-mi, pe la urmă, binele organizației județene a Partidului Național Liberal, a venit cu o propunere. A zis, domnule, haide să fim cu adevărat foarte tranșanți cu ceea ce cu conducerea de la nivel național. Am obținut prin muncă și prin eforturi deosebite un rezultat sau rezultate excepționale în perioada alegerilor din 2016 și 2017. Avem 60% din populația județului Gorj sub primar liberal. Chiar dacă suntem doar 21 de primari, 60% din populația județului Gorj este sub conducere liberală. Și am spus foarte clar, dacă vrem, a fost o chestie condiționată și o să ajungem la sfârșitul acestei povești imediat. Dacă vrem ca în 2020 să ne luptăm cu șanse reale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, trebuie ca la alegerile europarlamentare să avem un gorjan pe listă pe o poziție eligibilă sau semi-eligibilă. Acum, pozițiile din punctul meu de vedere clar eligibile sunt primele 10 poziții pe lista Partidului Național Liberal. Eu sunt un om care vreau să văd corect lucrurile care se vor petrece în 2019. Da? Primele 10 poziții erau poziții eligibile, următoarele 5 erau poziții semi-eligibile. Din punctul meu de vedere, orice poziție după locul 9, ținând cont de faptul că s-a la București s-a luat un centru. Sunt 9 europarlamentari liberali. 11 la momentul ăsta. 11. A fost 10. Eu știam că sunt 9. Și a mai venit de la PMP Sigrid Mureșan. Da. Deci sunt 11. Mergând pe această logică, am spus în felul următor. Dom'le, dacă încercăm să ne plasăm candidatul cât mai aproape de aceste prime 8 locuri, pentru că la nivel național s-a luat o decizie ca fiecare regiune să desemneze un candidat în primii 8, un candidat în următorii 8 și tot așa. Da? Deci Oltenia normal ar trebui să aibă 5 candidați sau cel puțin 4 candidați în aceste segmente de listă electorală. Și a spus, dom'le, bun, am luat o decizie bună, rea, până la urmă, Biroul Permanent Județean l-a mandatat pe Marijan Marinescu să ne reprezinte în primele opoziții. Ținând cont de experiența domnului Marijan Marinescu, ținând cont de poziția pe care o are în momentul de față parlamentar, e o chestie pe care nimeni n-a contestat. Dar am spus, haideți să fim acum corecți cu noi, da? Bun, Marijan Marinescu este candidatul pe care Partidul Național Liberal de la Gorj îl susține în primele 8 blocuri. Păi dacă am dat Doljului, care este o organizație de 11% în acest moment, dreptul de a avea un candidat, pentru că dânsul aparține ca și apartenență organizației de la Craiova, da? Da. Dacă am dat Doljului posibilitatea să-și pună
în primele 8, în primele 8 blocuri. Deși n-au rezultate. Deși, dacă o luăm strict politic, aici discutăm însă, am discutat mai mult de om, nu de partid. De partid. Da, pentru că Doju, după rezultatele din ultimii ani, n-avea dreptul să aibă candidat în primele 8 locuri la Europarlamentar. În mod evident. Da? Și a spus, hai să ne batem, hai să facem tot ceea ce depinde de noi, de noi ca organizație, nu de mine, Marcel Romanescu. Să ne putem duce un candidat undeva după locul 9, 9, 10, 11, 12. Bun, dar teoretic asta trebuia să fie preocuparea întregului partid. Sigur, nu preocuparea lui Marcel Romanescu. Eu am vrut să scot o idee și să le spun în felul următor. Dom'le, asta este ideea cu care vin eu. Hai să facem cu 2 luni de zile. Încă o dată vă spun. Eu n-am venit în 15 septembrie să vorbesc de 1 octombrie. Vorbesc din luna august, că ar trebui să avem o strategie, să identificăm un personaj. Eu la vremea aceea am dat și câteva nume. Am vorbit de domnul Mădălin Bunoiu, pe care Partidul Național Liberal putea să-l susțină pentru mandat de senator în 2016. Nu au dorit să-l susțină, l-a susținut pe Tudor Barbu și știm foarte bine ce s-a întâmplat, da? Am vorbit de Gheorghe Iana. Nu-mi pare rău, ne-am distrat copios cei din presă. Sunt convins, dar pentru noi a fost unul dintre eșecurile răsunătoare ale Partidului Național Liberal și din păcate sunt foarte mulți oameni în momentul de față în Partidul Național Liberal care nu înțeleg un lucru. Odată ce ți-ai pierdut credibilitatea ca partid, ca lider într-o organizație, mergând pe astfel de jocuri, punându-l pe Tudor Barbu candidat la Senat, după ce știm foarte bine cam ce făcuse în mandatul de senator sau deputat, nici nu știu ce a avut, cred că senator a fost, da? Da. Oamenii încep deja să te privească cu alți ochi. Bă, stai puțin, că acolo ceva e normal. Toată chestia de la parlamentare venise după, la fel, mizeria, așa o pot numi, care se întâmpla să la alegerile locale. Când ai sondat 5 candidați și ai venit cu Lupulescu. Da? Deci toate lucrurile astea îmbrăcate nu pot să-ți dea imaginea unui partid serios. Nu pot să-ți dea imaginea unui partid serios în condițiile în care tu de fiecare dată, în loc să iei pe cineva care ar putea să-ți ridice potențialul electoral, te joci. A fost o joacă și la alegerile locale și la alegerile parlamentare. Că fac eu o înțelegere cu Tudor Barbu sau că fac eu o înțelegere cu nu știu cine de la București sau poate chiar de la PSD, că îl pun pe Lupulescu. Doamna Gângioveanu, în momentul în care sunt lider al Partidului Național Liberal, că-i Romanescu, că-i Vâlceanu, mă interesează soarta formațiunii pe care o reprezint. Pentru mine nu contează cum se numește candidatul. Pe mine mă interesează ca acel candidat să poată să tragă lista. Bun, asta e în teorie, domnule Romanescu, pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, când Partidul Național Liberal, Partidul Democrat Liberal și toate celelalte partide existente în Gorj au făcut genul ăsta de strategii cu PSD-ul. Doamna Gângioveanu, uitați-vă la candidaturile de-a lungul timpului. Nu e un secret că s-a întâmplat așa, presupun, nu știu, nu există dovezi în momentul de față, cu excepția unor declarații făcute în spațiu public și văzând cumva punând lucrurile cap la cap, văzând ce s-a întâmplat, atunci să intuiești, să bănuiești că s-a întâmplat un astfel de lucru și în 2016. Care a fost explicația? N-a dat nimeni. Și cred că și dumneavoastră ați avut 10 de invitați, sau cel puțin până în 10 invitați de la Partidul Național Liberal. A explicat vreodată cineva în 2 ani de zile ce s-a întâmplat în 2016? Nu. Toată lumea spune, domnule, a fost o decizie. Când ți-asumi o decizie, și atunci vorbim de doi conducători, vorbim de Dan Vâlceanu și de Tudor Barbu, da? Când ți-ai asumat o decizie și decizia aceea este, pe de o parte, în afara modului, strategiei pe care ai stabilit-o. Tu ți-ai stabilit ca strategie să sondezi niște candidați. Cei 5 candidați care au intrat în acel sondaj. Dacă ți-ai asumat riscul să elimini pe cei 5 candidați și să vică unul din afară, ți-asumi și rezultatul. Adică dacă, Doamne ferește, este rău, așa cum după părerea mea s-a întâmplat... Nu rezultatul. Rezultatul nu s-a mai... Bun. Ba, împotrivă, am mers din greșeală în greșeală. Viața ne-a demonstrat în 2017, la un an de zile de la legile locale și la legile parlamentare, că dacă eram corecți cu noi ca partid și la vremea aceea puneam candidatul pe care îl doreau cei din Târgu Jiu, că era vorba de Marcel Romanescu, nu știu, poate era vorba de cel care a fost acolo sondat și a ieșit pe primul loc. Aveam foarte mari șanse ca astăzi în Consiliul Local Partidul Național Liberal să intre cu consilieri doar cu, împreună cu Partidul Social Democrat. Adică intrau două formațiuni și este clar și logic că pe această variantă cu un candidat foarte puternic al PNL-ului în 2016 și un candidat puternic, pentru că era Florin Cârciumaru, al PSD-ului, astăzi în Consiliul Local avem două formațiuni. PSD și PNL. Nu știu care ar fi rezultatul. Pentru că dacă te raportezi la ce s-a întâmplat în 2016, PSD-ul a luat 10 mandate, da?
11 mandate au rămas să fie redistribuite. Dacă te iei cu atât mai mult după rezultatul din 2017, situația în Consiliul Local ar fi trebuit să fie alta. Adică PNL-ul să aibă undeva 12 consilieri locali și PSD-ul 9 consilieri locali. Bine, asta în cea mai bună situație, dar oricum un număr mai mare de consilieri locali, chiar și pe structura actuală, un număr mai mare de consilieri locali ai Partidului Național Liberal ar fi, stabilizat balanța. Vedeți, lucrul acesta pe mine, în momentul de față, mă pune într-o situație... Bun, dar părea... Păi nu! Dar astăzi o parte, câțiva dintre colegii mei din biroul permanent județean spun, domnule, dacă am fi în locul Romanescu, am face aia. Fraților, toți, și eu, toți suntem vinovați pentru ce s-a întâmplat în 2016 și ar trebui să-l ajutăm pe Marcel Romanescu, nu să-i dăm sfaturi. De sfaturi sunt sătul. Primesc în fiecare zi sfaturi. Măcar de la colegii mei din Partidul Național Liberal am nevoie de discuții deschise. Când mă duc în ședințele de birou permanent județean sau în ședințele de birou permanent local, sfaturi îmi dau și cei de la PSD, îmi dau și cei posibili candidați de la alte formațiuni, îmi dă și domnul Davițoiu de la PMP. Sunt plin de sfaturi de bună credință. Bun, și ajutorul ăsta din partea PNL-ului, în ce manieră îl vedeți? Dom'le, dacă au proiecte pe care vor să le susțină Marcel Romanescu, pot să mi le spună, nu în conferințe de presă și în declarații publice. Pot să mă cheme și să discutăm. Bă, Marcel, eu consider că, uite, proiectul următor, adăugat la proiectele mele din campanie electorale, cred că ar aduce un mare avantaj, condiționat de un singur lucru, ca acel proiect să poată trece prin majoritatea din Consiliul Local, că degeaba propun eu proiecte science fiction, dacă în momentul în care ajung în ședințele de Consiliul Local, ceilalți spun... La revedere, la revedere. Nu sunt de acord. Bine, dar atitudinea din Consiliul Local în ultima perioadă este schimbată, dar nu vreau să trecem de la una la alta. Așa, mergem pe chestia cu europarlamentarele. Ok, am venit cu acea propunere. O propunere de foarte multă bună credință. Domnule Uștean a fost de acord, ați avut o discuție cu el, pentru că sunt surse din interiorul partidului care mie mi-au spus că n-ați avut nicio discuție și cum a fost luat prin surprindere total. Doamna Gângioveanu, știți care, ați văzut vreo declarație a domnului Uștean până în momentul de față? Nu. Și nici nu răspunde la telefon, că am încercat noi să-i obținem o declarație. Niciodată nu se dea o declarație, domnule Uștean. Știți de ce nu se dea? Că cel puțin la prima discuție pe care am avut-o, n-am fost doar doi oameni. Bun. Da? Cineva l-a răzgândit. După părerea mea, argumentele care au fost aduse ulterior discuției și votului din biroul permanent local. Doamna Gângioveanu, eu sunt... Deci n-ați votat în biroul permanent municipal până în momentul în care n-ați avut confirmarea domnului Uștean. Până nu m-am întâlnit cu domnul Uștean și până în momentul în care am intrat în ședința de birou permanent local, am pus mâna pe telefon. Avem două discuții care sunt și astăzi înregistrate pe telefonul meu personal, că e telefonul meu personal, n-am telefon de serviciu, da? Și l-am întrebat, i-am spus încă o dată, domnul primar, la ora 6 sau la ora 7 am ședință de birou permanent local. Păstrăm discuția pe care am avut-o anterior. Și a spus, da, domnul Romanescu, eu sunt un om serios, nu se pune problema de așa ceva. Argumentele erau foarte, foarte clare și foarte plauzibile. Acum revin la ceea ce vă spuneam. Am venit cu mai multe variante. Însă, mi-a spus și domnului Dan Bălceanu acum câteva zile aceste lucruri. Însă a trebuit să-mi iau anumite rezerve. Am spus, bun, vin mâine cu un candidat din afara județului, da? Eu, așa o văd politica la momentul ăsta, eu trebuie să privesc spre viitor. Adică candidatul pe care l-am pe liste la alegerile europarlamentare... Chiar dacă e pe loc semi-eligibil, candidatul pe care l-am la alegerile europarlamentare să-l pot la un moment dat îmbrăca de încredere și de notorietate și la alegerile din 2020 pentru funcția de președinte al Consiliului Județean să fie una dintre opțiuni. Este normal. Adică din punctul meu de vedere, Leuștean, domnule Leuștean, pentru că în continuare am respect pentru ceea ce face la Novaci și e un om de foarte multă bună credință. Ce s-a întâmplat? Poate se va afla peste ani de zile sau poate nu se va afla niciodată, cum nu s-a aflat ce s-a întâmplat în 2016, da? Dar eu în continuare pentru domnule Leuștean am foarte, foarte mult respect. Candidatul acesta trebuia să-l creăm. Domnul Leuștean este un foarte bun primar de Novaci. Însă dacă vrei la un moment dat să faci din el un lider de nivel județean, asta a fost de fapt strategia pe care eu am gândit-o. Haideți, domnule, să scoatem un om care să poată în campania de la europarlamentare să câștige notorietate, să putem să defilăm cu cinste. Da, m-aș fi plimbat zile întregi prin municipiul Târgu Jiu să vorbesc de Dumitru Leuștean, cum aș fi plimbat pentru foarte mulți alții. Eu la un moment dat, sincer... Păi o să vă plimbați acum pentru Cerasel Cuteanu.
doamna Gândozanu, exclud această variantă. Păi, cum... Deci eu, dacă domnul Cereasel Cuteanu, o declar public, ca să nu avem niciun fel de problemă. Dacă domnul Cereasel Cuteanu va fi pe lista Partidului Național Liberal, nu susțin lista Partidului Național Liberal. Da. Este tranșată, nu vreau să fac prea multe comentarii. Este o știre pe care o spuneți acum. Ideea este că, din datele pe care le am eu, candidatura domnului Cereasel Cuteanu s-a înregistrat în termen la centru, la București. În ce, și calitate, urmează... în ce calitate, doamna Gângioveanu? Calitatea de membru al cui? Pe presupun că al Partidului Național Liberal. Nu cred. Nu cred, pentru că din ceea ce știu acest domn, acest individ, trebuia să fie membru al unei organizații unde și are domiciliu. Eu nu cred că și-a mutat domiciliul la Brănești sau la Plopșoru. Cred că domiciliul este pe raza municipiului Târgu Jiu. Da? Și nu este iar membru... eu sunt președintele organizației municipale. Dacă am făcut cumva gafa ca să-și fi depus candidatura vreodată sau să-și fi depus documentația într-o perioadă anterioară funcție de președinte pe care o dețin în momentul de față, vă garantez că excluderea va funcționa în prima zi în care voi depista această adeziune la Partidul Național Liberal, pentru că este inadmisibil. Însă, viața ne dovedește un lucru, că toate mizeriile ies la suprafață. Da? Și pentru foarte multe lucruri pe care le facem în viață, bune sau rele. Oare, îmi pun o întrebare simplă, este întâmplător că 2 ani de zile consecutiv am fost atacat cel puțin săptămânal, câteodată și mai des. Și mai des, da? De către acest individ, 2 ani de zile. Doamna Gângioveanu, în ce perioade? În perioada în care trebuia să fiu candidatul Partidului Național Liberal. În perioada sondajului, că asta am zis și eu la început, da? În care a fost un atac vehement împotriva lui Marcel Romanescu și nu știam de unde mi se trage. Dom'le, eu pe omul ăsta nu-l cunosc, sau dacă l-am întâlnit odată în viața mea. Deci câtă răutate, câtă patimă să pui în a ataca un om fără ca tu să-l cunoști. Eu știu foarte bine istoria dânsului și a familiei. În campania electorală, Cereasel Cuteanu a făcut campanie Partidului Național Liberal și a promovat Partidul Național Liberal. A avut o perioadă în care postările sale erau numai în direcția asta. Înseamnă că... Cu excepția lui Marcel Romanescu. Înseamnă că a avut un dublu rol, da? Pe de o parte de a susține anumiți candidați, pe de altă parte de a perfeli imaginea posibilului candidat la primăria municipiului Târgu Jiu. Păi, după toată acea perioadă, îl întreb pe orice telespectator al dumneavoastră, după 2 ani de zile în care eu am fost pus în situația, dar pentru că n-am făcut-o de foarte multe ori, am făcut-o și când am făcut-o am găsit până la urmă înțelegere și am renunțat. Am fost pus în situația pentru că nu erau atacuri la calitatea mea de membru PNL sau la activitatea mea, erau atacuri la persoană, la familia mea. Și am fost în situația de a înjudecat. Am considerat că nu trebuie să dau în judecată pentru că aș fi creat un subiect artificial și din subiectul ăsta nu știu cine ar fi avut de neapărat de câștigat. Dar ca să vii tu astăzi, Partid Național Liberal, după tot ce s-a întâmplat, că dacă nu câștigam primăria municipiului Târgu Jiu, sunt clar și convins că o parte din, așa zis, și lideri ai Partidului Național Liberal mă desființau. Am câștigat primăria. Din păcate, pentru unii și pentru poate acest individ, da? După ce câștig primăria, să vii să-mi spui că oare ar fi bine să defilez cu un individ care 2 ani de zile mi-a terorizat familia? Eu am copii care se uită, am fetele mele care citesc în momentul de față toate mizerile pe care le scriu unii. Și nu știu cum s-ar simți anumiți indivizi care astăzi promovează astfel de persoane, dacă ar fi puși în situația mea. Să-ți găsești copilul acasă plângând pentru că a citit o mizerie despre tatăl ei. Și întotdeauna am încercat să le explic, dar sunt copii. Sunt copii la 13 ani sau la 16 ani sau la 10 ani, cum au fetițele mele. Este inadmisibil. Atacați-mă, domnule, pe tot ceea ce fac și am dat un profesional mesaj. Profesional vorbim. Domnule, profesional. Nu sunt, și noi nu v-am sunt atacat primarul. Profesional. Doamne ajută! Am avut o rugăminte pentru toată lumea. Lăsați-mi familia în pace.
Lăsați-mi familia în pace, bine, pentru că am discutat. Păi nu, doamna Gângioveanu. Nu înțeleg ce spuneți și până la urmă e firesc să ai dreptul la viață privată și la intimitate. Exact, asta vă spun. Și de aici pleacă toate acele lucruri. Bun, dar eu acum nu înțeleg un lucru la modul cel mai serios. Nu vorbesc cu oameni care sunt în emisfere diferite. Sunteți în același partid, aveți șansa la dialog cu Dan Vâlceanu și Dan Vâlceanu cu dumneavoastră, presupun că minim o dată pe săptămână. Asta, felul în care s-a ajuns, cel puțin pe acest subiect, dar și pe altele, pentru că vom mai discuta în spațiu public, mi se pare o problemă în primul rând pentru partid. Pentru că așa cum vorbeați de a da partidului credibilitate prin candidați, prin strategia pe care o faci, jocul ăsta de a ba pe amătică, practic asta a fost, va afecta pe amândoi. Și Partidul Național Liberal, ați avut vreun dialog? Doamna Gângioveanu, stați puțin. Explicați-mi în tot ceea ce v-am spus eu până acum. În logica, poate nu cea mai corectă pe care am avut-o. Nu, am înțeles ce explicați. Explicați-mi care a fost partea negativă a gândirii mele. Nu zic că a fost o parte negativă, nu știu cum funcționează lucrurile în interiorul partidului. Poate Dan Vâlceanu ar fi vrut să aveți o discuție înainte să nominalizați pe Leuștean. Habar n-am. Doamna Gângioveanu, până la urmă, e adevărat, dânsul este președintele. Eu cred că în acest moment am capacitatea necesară și încărcarea de voturi în spate să pot veni cu o propunere. Că n-a fost decât propunere, asta e ideea. Mi s-a părut o banalitate să spui că organizația municipală a nu luat poate... o decizie în statutar. Doamna Gângioveanu, ce decizie am luat? Am făcut o propunere prin președinte. Păi tocmai asta zic. La un moment dat spune, organizația nu poate. Postul ca membru al biroului permanent județean. Păi eu nu sunt președintele organizației municipale. Dacă oamenii aia pe mine m-au mandatat să-l propun pe ăsta, pe Leuștean, da. Dom'le, eu am încărcat-o cu greutate pentru că era poate mult mai ușor ca eu, Marcel Romanescu, să mă duc să mă întâlnesc cu domnul primar Leuștean și să-i fac propunerea. Dom'le, ce-a zice? Ar fi corect să vă propun eu. Politic, după acel vot cu unanimitate luat în birou permanent local, ai încărcat cu o greutate și cu o responsabilitate foarte mare pe cel care putea să candideze. Pentru că organizația municipală, lăsăm la o parte orice discuție, cea mai importantă organizație pe care o are Partidul Național Liberal este organizația care a dat primar de municipiu. Acum, eu nu vreau să fac niciun fel de trimitere la cealaltă organizație, dar am luat împreună cu acești oameni, cu acești oameni am luat 12.300 de voturi în Târgu Jiu, ceea ce este enorm. Și da, cu bun, cea mai puternică organizație de partid din municipiul Târgu Jiu, teoretic. Cred că și practic. Și ca număr de membri și ca sufragi. Și ca voturi. Și ca voturi. Bun. Revenind la acest conflict dintre dumneavoastră și Dan Vâlceanu, el este întreținut de declarațiile care se fac în spațiu public de anumiți membri ai Partidului Național Liberal, pe de o parte, pe de altă parte de ideea pe care am auzit-o deseori vehiculată, că vreți să-l înlăturați pe Dan Vâlceanu, să preluați organizația. Nu știu dacă ați avut vreo discuție cu Dan Vâlceanu, dacă ați reușit sau credeți că există vreo posibilitate să clarificați lucrurile astea, pentru doamna că Gângioveanu, războiul ăsta intern din PNL trebuie să ducă într-o parte dacă sau în vreodată, alta. Dacă aveam vreodată intenția, și așa mi se pare democratic, dacă aveam vreodată intenția să iau funcția de președinte al organizației județene, îmi depuneam candidatura în 2017, atunci când au fost alegeri. Și când Partidul Național Liberal făcuse suficient de multe gafe și la locale și la parlamentare încât să vin cu un mesaj, așa cum au venit o parte dintre colegii mei, da? Un mesaj extrem de coerent, în care se spune, bă, fraților, ați greșit-o la locale, ați greșit-o și la parlamentare. Hai să nu mai greșim. Gata. Da. Hai să venim cu altă strategie. Nu asta a fost interesul meu. Eu am avut un obiectiv susținut de către toate organizațiile din județ. Eu nu o să vin niciodată să atac Partidul Național Liberal, pentru că eu sunt primar astăzi la Târgu Jiu datorită faptului că cele 70 de organizații din județul Gorj au făcut tot ceea ce a depins de ele ca Marcel Romanescu să câștige la Târgu Jiu. Organizația de la Polovraș, cea de la Jupânești, toate organizațiile. Deci acolo a fost o muncă de echipă, exceptând câteva persoane din jurul președintelui care și-au făcut un calcul foarte simplu. Bă, dar oare noi avem nevoie de Marcel Romanescu primar? Dacă Romanescu ajunge primar, se creează un alt pol de putere. Nu? Nu mai este doar Dan Vâlceanu deputat. Apare și Romanescu primar municipiului și o parte dintre oameni s-ar putea să-l susține pe Marcel Romanescu.
Niciodată nu m-am gândit. Și vă spun un lucru. Dacă mâine mi s-ar face această propunere, nu iau un calcul. Pentru că am 3 ani extrem de dificili în primăria municipiului Târgu Jiu. Eu știu ce presupune activitatea de președinte de organizație județeană. Nu trebuie să te ocupi doar de pătrățica ta, de bucățica ta din organizația municipală. Trebuie să te ocupi și de celelalte 69 de organizații. Să te duci, să negociezi, să reorganizezi. Bun. Am nevoie, cel puțin din punct de vedere politic, am nevoie de liniște. Dar pe de altă parte, am nevoie de predictibilitate ca lider de partid. Adică să știu că ce s-a întâmplat în 2016, ce s-a întâmplat în 2016, nu se va mai întâmpla în 2020. Adică dacă eu trag alături de Partidul Național Liberal și rămân membru al Partidului Național Liberal și trec prin toate furcile caudine, așa cum trec foarte mulți dintre primarii care rămân cu coloană vertebrală, să știu că în 2020 am o șansă. Pentru că dacă că mi se partidul vând, te sprijină. Că partidul te sprijină și că se sprijină pe el ca partid, doamna Gângioveanu. Că Partidul Național Liberal vrea să câștige funcția de președinte al Consiliului Județean. Aveți îndoieli? Nu am la momentul acesta îndoieli, cel puțin așa cum privesc eu lucrurile și cum privesc oamenii de lângă mine. Nu, eu dar, nu mă refer la cum privesc dumneavoastră și oamenii de lângă dumneavoastră. Eu mă refer că văzând cum s-au întâmplat lucrurile, ascultându-vă declarațiile, până la urmă niște îndoieli probabil că le aveți vis-a-vis de grupul de oameni de lângă Dan Vulceanu la care făceați referire. Mă întorc la 2016, da? Făcând astfel de lucruri nu tocmai logice, da? Pentru alegerile la primăria Târgu Jiului. Ți-ai dorit să câștigi Consiliul Județean? Ți-ai dorit să câștigi primăria municipiului Târgu Jiu? Nu vreau să mă mai întâlnesc cu astfel de lucruri. Prefer un partid de 12%, de 11%, cât o avea PNL-ul, să zice, la momentul ăla, care să-și dorească să se lupte. Să zică, bă, suntem la 11%, dar știm foarte bine că vrem să ajungem la 30%. Și atunci, cu adevărat, mesajul ăsta se transmite și cetățeanului. De câte ori eram acuzat în perioada din campaniile anterioare și în campania din 2017? Romanescu nu-și dorește primăria municipiului Târgu Jiu. Romanescu a intrat în competiție doar ca să facă un blat pentru fratesul sau pentru nu știu cine. Niciodată. Și mă știți foarte bine din campania din 2008, în acea bătălie cu Ponta, când cred că am demonstrat pentru prima dată că dacă intru într-o competiție, indiferent cu cine este și indiferent de riscurile pe care mi le asum. Pentru că eu în 2008 am pierdut tot. Da? Am pierdut alegerile parlamentare. De fapt, competiția se pierduse. Șansa mea a fost că ulterior Partidul Democrat a intrat la guvernare și am devenit subprefect. Dar am intrat într-o competiție cu Victor Ponta și nu numai lider cu național. Victor. Vorbesc de liderul, de Căciumaru, care la vremea era la 80%. Da? Dar m-am dus, m-am bătut, că am pierdut. Asta este. Nimeni n-a putut nici la vremea aia și nici în 2017 să reproșeze că n-am făcut tot ceea ce depindea de mine. Dacă alegerile din 2017 le pierdeam, plecam cu fruntea sus acasă, indiferent de rezultat, pentru că știam că făcusem tot ceea ce depindea de mine. Eu înțeleg lucrurile astea, dar în continuare nu înțeleg de ce este aceasta, dacă dumneavoastră spuneți că nu vă doriți președinția organizației. De ce aveți acest conflict cu Dan Vulceanu? Că, cel puțin, dacă miza asta nu există, ce aveți, care ce, e, ce are Dan Vulceanu de părții cu dumneavoastră? Nu. Păi, această candidatură a individului de care discutam la asta început, e, da? E clar un semnal. Este girată de Marcel Romanescu. Domnule, eu am venit cu un membru de partid. Păi nu asta Leuștean spun, este girată de, presupun că nu s-a apucat la să-și depună candidatura fără să aibă nicio discuție cu liderul PSD Gorj. Păi nu, din ceea ce știu, candidatura a fost depusă, din ceea ce știu, s-ar putea să greșesc, de domnul Dan Vulceanu. La sediul Partidului Național Liberal la București. Cu atât mai mult! Păi, cu atât domnule Gângioveanu, eu am făcut dar de ce punere. Face? Care e miza lui Dan Vulceanu cu treaba asta? Că trebuie să aveți cel puțin niște semnale, nu niște argumente. Nu știu care este miza. Poate îl veți întreba într-o zi pe dânsul. L-am pentru întrebat, după ce de câte ori îl întreb, Dan Vulceanu spune că vă susține, că aveți tot sprijinul lui, că depus, vă susține de numai după poate. După ce a depus această candidatură, a ieșit cu o declarație, nu știu, la dumneavoastră sau la cine am văzut. Fake news, n-are nicio treabă cu candidatura respectivă. Păi bă, când ești cu adevărat când corect? Când e fake news din moment ce e depusă? Când ești corect? Că nu s-o valida, asta e altă discuție. Dar stați puțin. Eu, ca membru de Partid Național Liberal, consider că organizația județeană, așa cum este ea la momentul ăsta, inclusiv și organizația municipală și organizațiile în teritoriu, are lideri care mâine pot să ne reprezinte
cu mare cinste pe această listă. Și am dat câteva nume. L-am dat pe Dorel Chirițescu, care e profesor universitar, un om de mare ținută. L-am avut pe domnul prorector Ghimiș, care a fost membru al organizației municipale și al biroului permanent județean. Da? Oameni cu anumită ținută din toate punctele de vedere. Avem oameni pe care putem să-i promovăm. Dom'le, dacă nu mai găsim neapărat și vrem ca obiectiv doar alegerile europarlamentare, haideți, dom'le, să-l invităm pe profesorul Iana, reputat medic, să vină pe lista noastră. Sau un tânăr. Chiar nu găsim în județul Gorj un om care a reprezentat Gorjul la olimpiadele internaționale și să-i propunem chestia asta. Bă, frate, ești cu un născător de limbe. Îți faci experiență. Exact. Nu știu câți ani are acel elev de la Tudor, călugărul, da? Dădeam un exemplu. Da, înțeleg unde bateți. Un om care a plecat din județul Gorj, care astăzi este o personalitate și are șanse mari să crească. Sigur, și vine în județul Gorj. Eu, ca primar de Târgu Jiu, când ies pe stradă, spun, domnule, omul ăsta provine de la noi, e al nostru. Trebuie să-l susținem pentru că are o șansă. Domnule Gângioveanu, să nu vă imaginați că am stat cu mâinile în sân. Eram 30 de oameni la întâlnirea cu Orban la Vâlcea. Și se începuseră să se ridice osanale organizației de la Vâlcea. Ce mare organizație! De față cu cei de la Vâlcea, l-am spus în felul următor. Organizația numărul 1 în Oltenia este Gorjul. Și am dat argumentele necesare. Da? De ce oare nu vrem toți să susținem cauza Gorjului? Pentru că eu am trecut și prin PDL, am trecut și prin PNL. De fiecare dată când ajungeam la alegerile europarlamentare sau la posibile variante de ministru, de secretar de stat, mi-aduc era aminte, ocolită zona. Când te duceai la negociare, voi de unde sunteți? De la Gorj. 11%. Mă așteptați. Runda viitoare. Vine și rândul vostru. PNL-ul. Voi 15%. Ne pare rău. Suntem la guvernare, dar voi mai așteptați. Vedem acolo directorii. Găsiți voi ce să faceți și prin județul vostru, da? E șansa Gorjului. Nu șansa mea a primarului Marcel Romanescu. Șansa Gorjului ca pentru prima dată în istorie, pe liste, cu șanse reale, să fie un gorjean. Deci nu acceptați candidatura lui Cioloa Sâlcutan. Exclusă această variantă. Dacă domnul Dan Vâlceanu va susține în continuare... Se căpățânează pe subiect, da? Sper să meargă prin municipiul Târgu Jiu împreună cu domnul, cu individul de care vorbeați, și să-l plimbe așa cum colegii mei din organizația municipală au mers alături de mine în campania din 2017, din scară în scară, din bloc în bloc. Vreau să vă spun un lucru, că după alegerile sunt din 2000... foarte multe supărări în PNL pe declarațiile pe care le-ați făcut cu privire la oamenii care v-ar fi susținut, că toți din PNL spun că v-au susținut și v-au ajutat să câștigați și că acum sunteți nedrept cu ei și spuneți că doar o parte din PNL nu vă ajută. Nu, am spus un lucru, că 99% din organizația din nu, 100% organizațiile din teritoriu m-au susținut necondiționat. Da? Și că Dan Vâlceanu și sunt niște oameni din jurul lui. Eu nu vorbesc de Dan Vâlceanu, dar Dan Vâlceanu a avut posibilitatea să-mi arate că mă susține în 2016. Atunci când sau că ține cont de părerea mea în 2016 la parlamentare, când l-am rugat. Am spus, Dane, mă duc pe locul 2 la Senat, după Mădălin Bunoiu. Dar dă o șansă acestei organizații. Pentru mine, Mădălin Bunoiu este reprezentativ. Este prorectorul Universității de la Timișoara, provine dintr-o familie care a făcut, cel puțin prin tatălui, lucruri extraordinare pentru municipiul ăsta și pentru județul Gorj, da? O personalitate, după părerea mea, a învățământului gorjan. Și putem, din punctul ăsta de vedere, să avem o șansă. Oricum, Mădălin Bunoiu, în comparație cu Tudor Barbu, să mă ierte Dumnezeu, era pentru noi o mană cerească, da? Ne pusese mâna Dumnezeu în cap. Deci cum să-l susțină pe Tudor Barbu când el, înainte de campanie electorală, spune că le dă distonocalm pensionarilor? Și asta vă spun. Haideți să fim corecți cu noi, toți membrii Partidului, încă o dată, 99% din membrii Partidului Național Liberal, 99%. Că unii încearcă să ducă ideea spre interpretarea cuvintelor mele că nu m-a susținut. Ba da, Partidul Național Liberal în proporție de 99% m-a susținut, dar mai apar niște condiții foarte serioase. Am câștigat cu Partidul Național Liberal, da? Aici sunt trei segmente de voturi. Votul pe care Partidul Național Liberal mi l-a dat, politic, vot da? Politic, votul meu, pentru că cred că a existat și un vot la persoană în alegerile din 2017 și un vot anti-PSD. Da? Niciodată nu vom putea delimita
cât din oamenii ăștia au venit într-o direcție sau alta. Dar nici Partidul Național Liberal nu poate să spună în momentul, mai ales având experiența anterioară, că fără ca să aibă candidat, putea să câștige alegerile la Târgu Jiu. Deci aici este o relație care s-a creat în timp. Și partidul m-a susținut pe mine, eu am rămas candidatul Partidului Național Liberal. Chiar dacă în alegerile, înainte de alegerile din 2016, am avut suficiente propuneri să mă duc spre alte formațiuni. Am rămas. De unde credeți că eu puteam să visez în 2016 că domnul Cârciumaru va candida la Senat și că se va duce senator și că se va elibera postul din 2017? Mi-am asumat un risc. Dar rămâne consilier local în Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, care pentru mine era o onoare, și de a candida în 2020, dar în 2020 nu se știe. Incert. E un 2020 care putea să apară cu foarte multe semne de întrebare. Da. Bun. Ca să finalizăm problemele acestea din interiorul partidului, le vedeți rezolvabile? Considerați că următoarea etapă este o negociere cu Dan Vâlceanu? Care este următorul pas din punct de vedere politic, în așa fel încât situația asta să nu rămână așa? Pentru că rămas așa, e clar că e în neregulă. Doamna Grigioveanu, e clar că la momentul acesta nu mai am ce face. Cel puțin în privința viitorului candidat al Gorjului. PNL-ul nu va avea candidat. Sau, dacă va avea, nu va fi susținut de Marcel Romanescu. Pentru că nu există decât o persoană din Gorj care și-a depus, dosarul. Deși, nu, încă o dată vă spun, statutar, legal, moral, nu știu cum putea persoana respectivă să-și depună candidatura. Nu știu cum. Eu dacă sunt cetățeanul... Da, pentru că spuneți că statutul prevede ca... Să ai apartenență politică. Politică. Nu poți să vii... Nu, sau chiar dacă nu ai apartenență politică înainte de a-ți depune candidatura... În momentul în care ți-o depui, ești... Devii membru al partidului. Bun. Păi dacă n-ai trecut prin acest filtru, cine știe, o fi regimentat la altă organizație. Și eu nu știu până acum. Dar odată ce ți-ai depus acel dosar și mai ales din ceea ce spune domnul Vâlceanu că l-a depus personal... Eu de curiozitate mă uitam acolo prin dosar. Bă, stai puțin, să văd unde e membru individul ăsta, în ce organizație este membru. Dar cred că am lămurit-o foarte clar. Da. Nu mai putem avea candidat. Așa. Sper să fie o listă bună a Partidului Național Liberal. Asta nu o condiționez niciodată. Și sper ca să le vină mintea de pe urmă celor din Partidul Național Liberal și să nu mai încerce tot felul de artificii. Pentru că nu mai ține. Eu sunt primarul municipiului Târgu Jiu și mi-am luat un angajament în fața cetățeanului din Târgu Jiu că pe perioada următorilor 3 ani de zile, raportându-mă la anul 2017, voi face tot ceea ce depinde de mine, am depus și un jurământ, ca lucrurile să se poată realiza, proiectele pe care mi le-am propus să se poată realiza. Atât am jurat. Da? Că voi rămâne primar și că voi face tot ce depinde de mine și fac tot ce depinde de mine. Cu toate problemele pe care le-am și care nu mi le-am creat doar eu singur. Unele dintre ele poate mi le-am creat și eu prin felul meu de a fi. Da? Și în relația cu presa și mii de scuze pentru cei care s-au simțit în trecut deranjat poate câteodată de pozițiile mele și mii de scuze față de colegii de partid sau de cetățeni. Dar îmi voi duce crucea până la capăt cu tot ceea ce depinde de mine. Da? Nu fac grabat. Însă, partea politică este condiționată de un singur lucru. Vrem cu adevărat ca în 2020 să reprezentăm ceva în județul Gorj? Sau vrem să facem același lucru pe care l-am făcut în 2016 și eu, Marcel Romanescu, nu pot fi partenerul unui astfel de proiect? Bun. Deci, lucrurile vor rămâne așa în relația noastră cu Dan Vâlceanu, dar vă doriți o garanție că în 2020 partidul va fi corect față de dumneavoastră. Nu față Am de înțeles? Mine. Nu față de mine. Față de dumneavoastră în momentul în care veți candida... Că Partidul Național Liberal în 2020 nu va mai repeta istoriile anterioare cu o mică excepție. Pentru că există și o excepție în toată istoria celor două formațiuni, PNL și PD, da? O excepție care cred că ar fi de luat în calcul în acest moment, alegerile parlamentare, cel puțin din 2008, da? Atunci când Ionel Manțoc era liderul Partidului Democrat Liberal și când știu foarte bine cum s-a făcut campania. Cum s-a făcut campania. Pe fiecare sat, pe fiecare localitate s-a încercat să se obțină maximum
Bine, ajungând cu discuția aici, niciodată vis-a-vis de Ionel Manțoc n-au planat aceleași suspiciuni cu privire la înțelegeri pe care le-ar făcut cu alte partide în preajma campaniilor electorale. Cel puțin eu nu mi-amintesc dacă au fost. Deci, când ai un lider, eu știți foarte bine că relația mea cu domnul Manțoc n-a fost o relație cea mai cordială. Dar, de la momentul în care eu personal nu l-am putut accepta foarte ușor venind din altă organizație, da? Până la momentul în care trebuie să-i apreciez cu activitate, să-i apreciez cu adevărat activitatea din perioada respectivă, e o distanță foarte mare. Eu sunt un om corect, da? La un moment dat spun, dom'le, nu mi se pare normal și m-am luptat ca la momentul ăla, știu foarte bine, ca Ionel Manțoc să nu ajungă președintele partidului. A câștigat alegerile și după aceea, demonstrându-mi prin ceea ce a făcut că își dorește binele acelei organizații, m-am înhămat și eu la muncă. La muncă. Da? Eu am fost în perioada aia candidatul cumva sacrificat și foarte bine că fiecare parlamentar din funcția de unde vine încearcă să-și conserve la un moment dat colegiul. Eu m-am dus exact în gura lupului, m-am dus în candidatură cu Victor Ponta pe Târgu Jiu și cu Florin Cărciumară. Depășim discuția cu privire la partid, poate discuția din următoarea parte a emisiunii s-ar putea să ne mai întoarcă aici, dar în principiu am cam lămurit lucrurile, cu excepția candidaturii dumneavoastră. Indiferent ce se întâmplă, candidatura dumneavoastră, așa cum ați declarat de atâtea ori, este din partea Partidului Național Liberal, independent de relația cu Dan Vâlceanu. La momentul acesta... Așa și dacă, stau lucrurile. Și dacă mi-aș dori, la momentul acesta, discutăm de relația cu Partidul Național Liberal. Pentru că Partidul Național Liberal a fost cel care m-a susținut în alegerile din 2017. Bun. Pentru membrii Partidului Național Liberal care sunt nemulțumiți, care poate nu au ocazia să comunice des cu dumneavoastră și să-și lămurească lucrurile, care ar fi mesajul? Pentru că sunt câțiva oameni care vă critică mai cu jumătate de gură, unii mai public așa, și poate nu aveți ocazia să transmiteți mesajul care l-ați dori vis-a-vis de fiecare persoană în parte. Aveți ocazia să faceți azi. Doamna Gângiobeanu, știu că am foarte multe lucruri pe care nu le pot face așa cum mi-aș dori. Și ar fi imaginat cineva. Cineva, nici măcar și eu. N-am privit lucrurile chiar atât cu atâta patimă cum se întâmplă astăzi în primăria municipiului Târgu Jiu. Am zis, domnule, ajung primar acolo, am niște proiecte, am un buget, încerc să-mi eșalonez acel buget în funcție de proiectele pe care mi le-am creionat în campanie electorală și lucrurile vor merge bine. Adică, dacă privesc strict financiar proiectul pe care l-am realizat în campanie electorală, mi-ar trebui un an bugetar. Atât, adică suma, să le duceți la capăt. Să le duc la bun sfârșit. Un an bugetar și aș realiza proiectele. Mi-am dat seama că nu depind toate lucrurile doar de mine personal. Ai un consiliu local, ai un aparat care, din fericire pentru mine, încet, începe să funcționeze, da? Așa cum funcționează orice aparat. Nu pot să spun că e mai bun sau mai rău decât alte aparate ale primarilor din județ. Pentru că comunicăm și noi și fiecare are nemulțumiri în privința modului în care funcționează. Dar spre satisfacția mea, astăzi mă apropii de semnarea 60 de milioane de euro pe proiecte europene și asta o datorez în mare parte oamenilor din primăria municipiului Târgu Jiu. Deja am realizat licitația pentru planurile parcelare și pentru centura centura municipiului Târgu Jiu. Iarăși cu oameni din cadrul primăriei, da? Pe treaba asta. Vorbesc de lucrări care se realizează în acest moment. Tot cu oameni din cadrul primăriei. Deci se poate lucra. E adevărat, la început au fost și dânsi și puțin reticenți. Poate și nici eu n-am avut comportamentul cel mai adecvat, dar între timp lucrurile funcționează. Uitați-vă că și Pugu, doamna Gângioveanu, Pugu de care discutăm de 12 ani, săptămâna trecută l-am văzut. Da, l-am văzut. Există. Nu e așa un miraj. Nu mai discutăm de ceva care s-ar putea. L-am văzut pe masă. Domnul Meiță, cel care se ocupă, directorul general al companiei care se ocupă de realizarea Pugului, a venit și mi-a spus, domnul Romanescu, acesta este. Mai am câteva modificări. Cerem avizarea și după aceea la municipii trebuie să le depui la Ministerul Dezvoltării. Avizarea finală o dă Ministerul Dezvoltării. Da? Dar există. Sunt lucruri pe care, despre care pot să vorbesc în fiecare zi. Păi nu, da, sunt cu adevărat subiecte importante de care putem să discutăm de fiecare dată. Bun. Ziceți-mi dacă aveți un mesaj pentru membrii partidului. Asta dacă vă nu... spuneam, că lucrurile, după părerea mea, se vor îmbunătăți și în condițiile în care
toți, indiferent de la cel care și-a depus adeziunea ieri până la cel care este președintele partidului și își va dori cu adevărat să aibă o strategie și o țintă. Să spună foarte clar, domnule, care este obiectivul Partidului Național Liberal, dar obiectivul ăsta presupune anumite etape. Eu nu mă pot duce în 2020 în alegerile locale să spun că îmi propun obiectiv atunci, cu o lună de zile, câștigarea Consiliului Local, Consiliul Județean. Pentru că dacă nu ai o strategie foarte corectă, cum eu încerc în momentul de față să am o strategie personală și a organizației municipale pentru crearea unei majorități în Consiliul Local în 2020. Așa trebuie să procedeze și Partidul Național Liberal. Să-și facă o strategie. Suntem la un an și jumătate de la înainte de alegerile locale din 2020, da? Mai avem cam un an și jumătate. Cu un an de zile înainte, tu trebuie să știi exact care sunt candidații, care este strategia, care sunt înțelegerile posibile pe care le poți face cu formațiunile existente în viața politică a județului Gorj. Și care este candidatul sau care sunt candidații pe care îi poți folosi în această campanie electorală ca vector de imagine. Doamna Gângioveanu, o listă are 33 de nume, dar viața politică ne-a demonstrat că primele 5 nume sunt extrem care... de importante. Oamenii nu parcurg, foarte mulți dintre ei nu se uită până la poziția 39 și cu rezerve. Se uită pe primele 5 poziții și îl vede pe X, Y, Z. Dacă persoanele respective sunt vulnerabile din diverse motive, ca o imagine compromisă, că au făcut în viața lor nu știu ce afaceri necurate, din momentul ăla ai terminat cu lista de Consiliul Județean. Bun. Pentru că se demonstrează în viață că există decalaje foarte mari. Decalajul de voturi între alegerile din 2017 și alegerile din 2016 este de 41%, da. Doamna Gângioveanu. 41%. Așa e. Și diferență de 2000, foarte mare. Și o diferență de 8000 de voturi. Cetățeanul din Târgu Jiu, care a participat la alegerile din 2016 cu candidatul Lupulescu și cu candidatul Tudor Barbu la Senat, peste 6 luni de zile, văzând... A revenit la sentimente mai bune. Față de partid sau față de candidat. Însă la momentul acesta trebuie să îmbraci și partidul cu credibilitate și cu notorietate. Adică omul când se duce la vot să pune ștampila pe Partidul Național Liberal, ca și cum ar pune pe candidat. Trecem la partea administrativă a lucrurilor, pentru că și aici sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Ar mai fi chestiuni politice de discutat, nu v-am întrebat de PSD, de ALDE, dar nu mai avem timp pentru că mai sunt doar 40 de minute din emisiune și vreau să condensez acest timp rămas pentru partea administrativă, mai ales că am și două materiale. Unul dintre materiale este întrebarea pe care Adrian Tudor v-a lansat-o aseară în emisiunea Ora Adevărului și celălalt sunt interviuri cu oamenii din Târgu Jiu. O să le vedeți imediat. Ați trecut în revistă niște chestiuni extrem de importante peste care nu vreau să trecem ușor. Cei de la Compania Națională de Drumuri au dat în judecată primăria Târgu Jiu pentru că nu s-au realizat planurile parcelare, punând astfel o parte din vina pentru rezilierea contractului de la pentru centura ocolitoare pe seama primăriei pe care o conduceți. Spuneți acum că planurile parcelare au fost realizate. Cuvinte. Explicați situația. Doamna Gângioveanu, exista în perioada trecută, nu știu cine a fost, cred că chiar domnul Tudor, existau doi lideri marcanți atunci când a început această lucrare la Târgu Jiu. Cred că domnul Tudor, totuși, la începutul lucrării nu era directorul drumurilor naționale, da? Era un director susținut de Partidul Social Democrat și Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu. A existat un termen de finalizare, încă o dată, repet. 2016. A fost termenul de finalizare. Da? Nu cred că eram nici măcar consilier local. Nu cred că vreodată Marcel Romanescu a împiedicat realizarea centurii printr-un anumit mod. Da? Am venit în 2017 și am constatat un lucru. Că centura trebuia să se blocheze imediat. Deci am ajuns primar, am depus jurământul la sfârșitul lui iunie, am început 1 iulie, la 2 luni de zile s-a blocat centura. Nu mai putem lucra. Nu că s-ar mai fi lucrat ceva după ce am ajuns eu primar. Da? Lucru pe care, cum să spun, mie personal la sfârșitul anului 2017 și întregul anului, eu vorbesc de lucrări, deci nu s-au mai efectuat lucrări. De ce? Păi, de ce? Asta vă întreb pe dumneavoastră. După 5 ani de zile, doamna Gângioveanu,
după 5 ani de zile, din păcate a recunoscut la un moment dat și domnul Cărciumaru. A încercat ulterior să treagă, să o dreagă domnul Tudor, dar n-a mai putut să dreagă declarația domnului Cărciumaru. Domnul Cărciumaru a spus foarte clar. Proiectul greșit. Proiectul greșit. Dar este într-adevăr proiectul greșit? Păi, e în licitație în momentul de față. Partea cu aceea, modificare? Cu modificare respectivă. E în licitație. Deci s-a modificat proiectul. Da. Bun. Păi și atunci, fără să iau apărarea la tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că ceea ce nu, fac eu astăzi... Nu, ce vreau să-mi lămuresc așa. Este următorul lucru. Vorbim de niște instituții ale statului care sunt implicate. Eu Corect. Nu văd miza celor de Compania Națională de Drumuri să-l bubuie pe Marcel Romanescu, să-l dea judecată, să dea judecată primăria comisă de Marcel întrebarea Romanescu. Întrebarea alta, doamna Gângioveanu. Credeți că greșeala asta s-a descoperit după 5 ani de zile? Nu, domnule Marcel Romanescu, păi eu nu discut despre... Deci, în mod evident, PSD-ul este cel care ar fi trebuit să finalizeze nu. Această lucrare. Nu, întrebare... Până în 2016. Doamna Gângioveanu, eu vă spuneam altceva. Credeți că acum, după ce a luat mandatul de primar Marcel Romanescu, s-a descoperit că era o greșeală în proiect? Oare? Mă întreb, acum, mă întreb, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Oamenii ăștia nu cumva au descoperit înainte și de finalizarea și au spus, siguranță. Hai să lucrăm acolo unde putem să lucrăm, iar chestia asta poate o pica dracu vreun tâmpit în plasă și o punem noi în spate, spunem, domnule, din cauza primăriei se întâmplă tot ce se întâmplă. Am explicat de 100 de ori. Nu trebuie să-mi explicați. Nu, am explicat altceva, nu asta. Primăria municipiului Târgu Jiu era obligată să facă planurile parcelare, care sunt legate și cadastru sistematic, care sunt legate de despăgubirile pe care le pot să le primească cetățenii, nu de realizarea centurii, doamna Gângioveanu. Ei au decret de expropriere. N-au primit banii. Cine? Oamenii de acolo. Păi și i-a blocat cineva să nu lucreze pe zonele de extravilan? I-a blocat cineva, ați văzut, un cetățean în afară de zonele acelea de conflict, rezolvate în perioada ultimului an. Cele 16 zone de conflict sunt rezolvate. Cu banii achitați, cu tot ce trebuia să se facă, da? Dar pe zona unde vorbim de teren liber, s-a opus cineva să se execute lucrările în condițiile în care există decret de expropiere. Cetățeanul știe ce poate să facă. Cetățeanul poate să spună, domnule, nu mi-ai dat banii în 2015, actualizați, calculează actualizare și mi-i dai în 2019 sau în 2018, dar actualizați cu inflația. Asta e singura problemă pe care poate să o aibă primăria, entitatea pe care eu o conduc. Dar v-am spus, nu asta degeaba. Oamenii din primăria municipiului Târgu Jiu, cei de la Serviciul Agricol, lucrează de un an de zile și ne-am blocat pe o chichiță legislativă, să zic așa, în termenii populari, da? Nu putem realiza noi, cu specialiștii din cadrul aparatului primarului, nu putem realiza cadastru sistematic. Nu ne permite legea. Bun. Ci a trebuit să scoatem la licitație, să câștige o mare companie din România, care în momentul de față să realizeze și planurile parcelare pe care le preia de la primărie, deci, și care sunt sistematic. Două chestiuni pe acest subiect. Unu, dacă ce ține de primărie va fi realizat și când, da. Și doi, dacă se va pierde această finanțare și aceste lucrări vor rămâne în conservare până la noi ordine sau vom trăi să vedem centura gata la un moment dat, din semnalele pe care le aveți. Una dintre aceste lucruri ține de noi ca primărie. Prima întrebare. Și asta presupune o perioadă de 5-6 luni de zile, pentru că din momentul în care vorbim, da? S-a câștigat licitația, mai urmează o licitație pentru că s-a câștigat pe o porțiune din centură, mai urmează încă o licitație. Sperăm să vină un executant serios care să poată să facă și acele lucrări. Nu e o lucrare ușor de realizat. Dacă nu s-a putut face în 7 ani, nu înseamnă că se va face în 7 zile, da? Bun. Noi sperăm ca în 6 luni de zile, maxim 9 luni de zile, să avem finalizat această lucrare, da? Bun, eu zic 6 luni, ca așa ați zis. 6 luni de zile. Da. Da? Partea de finanțare depinde de Guvernul României. Adică, la momentul acesta, domnul Tudor a intrat prin telefon la emisiunea Ora Adevărului și a declarat că ne garantează că există banii pentru aceste lucrări și că, mai mult, se reiau procedurile de licitație pentru a se găsi o firmă care să le execute. Eu acum, asta firesc, sunteți a doua sursă, sunteți beneficiarul lucrării prin funcția pe care o aveți. Noastră, ce simțiți? Ce credeți? Ce informații aveți? Prin reprezentanții Partidului Social Democrat din funcții publice sau parlamentare, pentru că am văzut declarații și ale domnului Weber și al domnului Tudor și al domnului Cărciumaru,
nu știu, credeți că se va face? Eu cred că se va face. Eu vreau să cred în continuare că oamenii ăștia au suficient de multe informații încât să ne spună adevărul. Că lucrarea la începutul anului 2019 va fi finanțată și că se vor putea, sau la sfârșitul anului 2018, și că se va putea realiza centura municipiului Târgu Jiu. Bun. Înainte de a trece la alte câteva chestiuni punctuale pe care vreau să le lămurim, în discuția pe care am avut-o aseară cu viceprimarul Adi Tudor, vă reproșează următoarele chestiuni. Că nu reușiți să comunicați eficient, deși din partea domnului Adrian Tudor aveți toată deschiderea către o comunicare bună, că în poziții publice îl acuzați și v-a citat că ați fi spus că a mâncat banii pe centenar și că tabăra de sculptură, au mâncat banii de la tabăra de sculptură, că asta ar fi fost exprimarea pe care ați avut-o dumneavoastră public, și că mereu stabiliți împreună ceva și după ce pleacă din birou, după ce ați stabilit împreună ceva, se întâmplă altceva. Acum vă întreb care e punctul dumneavoastră de vedere, pentru că, în mod evident, la interiorul primăriei Târgu Jiu, tensiunile dintre viceprimar și dumneavoastră n-au cum să nu afecteze și eficiența dintr-o parte și eficiența din cealaltă. Până la urmă, înțeleg nevoia PSD-ului, dar nu vă lăsa să creșteți, pentru că ei vor să recupereze primăria Târgu Jiu, dar pe de altă parte nu înțeleg de ce nici unii, nici alții nu cedați în condițiile în care lumea așteaptă să, doamna, independent de culoarea politică, să se livreze niște proiecte, să se rezolve niște probleme. Doamna Gândioveanu, experiența mea politică de 18 ani mi-a demonstrat un lucru. Că în foarte multe dintre localități, viceprimarul sau viceprimarii, după ce ajung în această poziție, se văd viitor primari. Așa s-a procedat de fiecare dată. Și fac tot ceea ce depinde de ei sau de el, dacă vorbim de viceprimar, ca să încurce activitatea primarului. Ceea ce este anormal. Aici este anormal. Dom'le, până la urmă, și dânsi ca și consilier, că viceprimar au fost aleși din rândul consiliilor, și eu ca primar ar trebui să avem un singur interes. Să livrați. Să încercăm să facem ceva pentru municipiul Târgu Jiu. Și eu nu pot să fiu mai tare de acord. Doamna Gângeoveanu, niciodată un primar aflat în funcție, numai dacă este cumva nebun sau sinucigaș, nu încearcă, niciodată nu va face în așa fel încât să facă ca lucrurile să nu funcționeze. Nu-și dorește. Pentru că primul care decontează după un mandat este primarul. Absolut. Viceprimarul se ascunde după copac și spune: nu știu, domnule, ce s-a întâmplat. Deși el a fost salarizat cam la nivelul primarului. Bun. Și putea să facă la fel de multe lucruri cât a făcut primarul. Niciodată n-am incomodat inițiativa primarilor. Ba, dimpotrivă. Însă sunt anumite subiecte sensibile pe care niciodată nu o să le susțin. Și știți foarte bine, disputele noastre, din punctul meu de vedere, nu sunt legate neapărat de tot ceea ce se întâmplă în primărie. Pe câteva probleme punctuale. Una dintre ele a fost în 2017. S-a rezolvat, așa cum a vrut Consiliul Local. Am cedat, până la urmă, de bună voie un teren de pe Geneva. L-a luat cine trebuia să-l ia sau cine a participat la licitație. Chiar aseară spune Adi Tudor că v-a fost aliat în această situație. Și cum a picat acel proiect? Sunt mai multe. Nu mai a fost celălalt viceprimar, înseamnă aliat, nu? Păi nu mi-explic dacă domnul Adrian Tudor, care este viceprimar al Partidului Social Democrat, susținea acel proiect de hotărâre cu preluarea cea de acolo. Păi nu, haide să fim odată serioși. Ce facem? Jucăm la două capete? Împărțim Partidul Social Democrat, dar ne facem calculul întotdeauna ca rezultatul să fie în favoarea celor care dorim noi? Asta a fost iar primul punct de conflict. Și știți foarte bine că s-a făcut suficient tantam la vremea respectivă. Scandal suficient, nu mai discutăm. A venit problema legată de Rodna. Da? A fost problema cu administratorul. Cu administratorul public. Public, da? În care eu am venit, așa cum se întâmplă peste tot. Doamna Gângeoveanu, nu eu am înființat acel post de administrator public. Nu, el era deja în organigramă. Era în organigramă. Cei care l-au votat în 2016-2012, când a fost înființat, înseamnă că au considerat că așa cum este astăzi la Craiova, la Palba, la Arad, la Timișoara, că este nevoie de un administrator public. Știți foarte bine că Consiliul Local a fost împotriva acestei inițiative. A venit problema legată de Clubul Sportiv Municipal, că acolo e chiar o poveste foarte drăguță. E o poveste foarte drăguță pe care nu o s-o pot înțelege niciodată.
Doamna Gingioveanu, propunerea mea ați pentru fost cluburi... acuzat că ați modificat, da, modificat regulamentul. Am modificat legea. Știi, ați modificat regulamentul în timpul desfășurării concursului. Cea care a afișat, sau cei care au afișat acea notă 500, din o eroare, asta se poate întâmpla, este în comisia de disciplină și va răspunde pentru acea greșeală. Și pentru asta însă, te-ți acuzat, că e un var de cercetări disciplinare în interiorul primăriei Târgu Jiu și se lucrează sub presiune. Sunt trei, da. Sunt trei în această este perioadă. Un val. E un val. Păi valul, când vorbești de val, raportându-le la sute de persoane, însemna ca să ai cel puțin 10%. Atât timp cât am sute de angajați și am trei cercetări disciplinare. Disciplinare. Doamna Grecu de la Resurse Umane. Și mai sunt încă două persoane. Nu, nu vreți să le faceți public. Da, dar tot așa funcții de conducere sunt și la celelalte două persoane? Da, sunt funcții de conducere, dar nu reclamate de primarul municipiului Târgu Jiu. A, sunt. Deci nu, nu trimise de primarul municipiului Târgu Jiu în comisia de disciplină. Sunteți autorul doar al cercetării, sau cum da, să zic, la plângerea dumneavoastră s-a făcut. Pare, așa mi se pare normal, pentru că a fost dus în eroare un anumit candidat, sau poate candidații dus în eroare, încă o dată. Cea mai gravă situație era alta. Ca acel 500 să fi rămas, candidații, cei care au trecut treacă, prima da? Probă, să intre la proba de interviu, să fie declarați admiși, sau cel puțin și nu să fie... Și să descoperiți că... Și să descoperi că, de fapt, tot concursul n-a respectat legea. Legea spune foarte clar și acolo nu există niciun fel de deficiență. Funcțiile de conducere? În funcțiile de conducere îți trebuie 70 de puncte sau cel puțin nota 7. E lege. Nu e nici hotărâre de Consiliul Local și nici aprecierea primarului Marcel Romanescu. Bun. Atât din cât candidații n-au contestat nota pe care au obținut-o. Contestația nu s-a făcut pe notă, doamna Gingioveanu. S-a făcut raportat la ceea ce spuneați dumneavoastră. Că prima dată a fost afișat 500 și pentru acest lucru am un angajat astăzi care este în comisia de disciplină, da? Dar în rest subiectele au fost corecte, calculul, punctajul a fost corect pentru că n-a contestat nimeni. Deci, care este discuția? Reveniți la povestea drăguță cu acest club sportiv municipal. Cu acest club sportiv municipal. Am avut o întâlnire cu doamna ministru a sportului când am avut competiția de basket. Și am întrebat-o la acea vreme. Doamna ministru. Eu fac, pot să fac. Cum considerați că ar fi bine ca să procedăm? Și mi-a spus domnul primar. I-am spus cam cum gândeau noi la vremea respectivă. Uite, eu aș vrea să fac în felul următor. Să pun pe cineva interimar pentru o perioadă de timp și în funcție de hotărârea pe care o veți lua în perioada următoare, ulterior să scot sau să nu mai scot la concurs. Pentru că dacă cele două cluburi vor fuziona, eu în momentul acesta sunt obligat. Da. M-am pus în situația să angajez încă 16 persoane pe și mă trezesc după aceea și mai au 24, și mai au 24 de la domnul Prunariu de la clubul Pandurii, da? Da. Mai mult decât atât, doamna Gingioveanu, respectând calitatea de președinte a domnului Prunariu, da? Dânsul este membru al Partidului Social Democrat. Știți și dumneavoastră ca și mine foarte bine acest lucru. Dacă vicepreședinte chiar. Exact. Dacă se accepta o astfel de soluție propusă de mine, cel mai avantajat era Mihai Prunariu. Că în urma fuziunii între cele două entități, Mihai Prunariu automat devenea președintele celor două cluburi. Pentru mine, dacă aș fi avut în cap neapărat să pun pe cineva acolo din altă parte decât sfera politică, poate era mult mai ușor. Mă rog, au fost multe problema discuții este, pe uitați-vă pe ce subiect. S-a întâmplat. M-a dus comisie din afara județului și văd că de fiecare dată când aduce comisie din afara județului, măcar nu mai există presiunea asupra rezultatului. Adică nimeni nu mai contestă rezultatul. Toată lumea încearcă să găsească alte și alte motive. Că nu l-a susținut primarul Marcel Romanescu. Doamna Gingioveanu, nu voi susține niciodată într-o funcție de conducere un om care obține 500. Niciodată. Pentru că nu-mi permite pe de-o parte legea, iar pe de altă parte eu consider că nu poate să fie conducător și om care să poată să țină în mână bugetul unui club și activitatea unui club un om care coboară sub o anumită ștachet. Asta e părerea mea. Bun. Hai să îl urmărim pe Adrian Tudor, care v-a lansat în emisiunea de seara trecută o întrebare, mai mult o provocare așa. Hai să îl urmărim și apoi revenim în studio cu alte comentarii. Aș vrea, mai ales când povestați că se duce comunicarea precar în interiorul primăriei Târgu Jiu, mai ales că mâine seară vă spuneam că va fi invitat aici Marcel Romanescu, să-i lăsați o întrebare pe care eu vă promit că o să-i o adresez mâine seară.
Dacă este dispus să facem echipă pentru municipiul ăsta, pe care eu cel puțin îl iubesc foarte mult. Și sunt sigur că și domnia sa, că nu s-ar fi băgat în povestea asta de a fi primar. Da, asta este întrebarea pe care Adrian Tudor v-a adresat-o. Știm că o veți primi în această seară. Știți cum e? Îi răspund cu cu altă întrebare. Nu cu altă întrebare. Și ce trebuie să vă mai spun? Păi nu, că noi am tăiat întrebarea foarte scurt. Vreau, ce nu, povestisem înainte, era, îmi spunea că nu, de două luni de zile nu mai primesc nici măcar corespondența viceprimarii. Ca să știți tot doamna, contextul. Doamna Grigioveanu, primesc corespondența care este considerată de mine necesară în momentul în care repartizez acea corespondență. Prin lege, prin regulamentele interne, primarul poate repartiza corespondența viceprimarilor, secretarului sau directorilor sau șefilor de servicii. Servicii, da? Bun. Deci spune foarte clar, nu spune că trebuie să le repartizez cuiva anume. Știm foarte bine că am avut o colaborare foarte bună, cel puțin cu domnul Aurel Popescu, în privința acestor aspecte, lucrurile au funcționat bine, spun eu. Deci pot să fac o diferență între Aurel Popescu și Adrian Tudor. Da? Aurel Popescu, cu tot ceea ce s-a întâmplat în campania de la alegerile din 2017, poate să fie oricând un colaborator. Corect. Niciodată, într-un an și două luni de zile, Aurel Popescu nu a lipsit de la o ședință operativă, ceea ce la domnul Adrian Tudor se întâmplă de foarte multe ori. Și mai are o chestie. În momentul în care ai un conducător, dânsul în continuare este viceprimar, da? Cel care coordonează activitatea instituției primăriei municipiului Târgu Jiu este primarul. Dacă domnul Aurel Popescu a plecat vreodată sau n-a putut să vină la o ședință operativă, a făcut ceea ce am făcut eu. Am pus mâna pe telefon și l-am anunțat. Atunci când poate nu pot ajunge într-o dimineață, am o altă întâlnire, da? Sunt pe domnul Aurel Popescu și spun, domnul viceprimar, vă rog ca în dimineața aceasta să conduceți dumneavoastră operativa. Așa este normal ca domnul viceprimar Tudor, de câte ori întârzie la operativă, să pună mâna pe telefon și să-l anunțe pe primar sau, dacă n-are timp să vorbească cu primarul, poate măcar să dea un mesaj în care să spună, domnul primar, nici nu am cerut vreodată motivele pentru care întârzie, dar este o chestie de bun simț, de 7 ani de acasă. Așa m-a învățat tatăl meu, că atunci când am un șef, indiferent de poziția lui, și am o problemă, nu mă pot trezi, pentru că am o problemă, nu mă pot eu trezi la ora 7 dimineața să vin la servici. Deci eu ajung, când sunt la birou, ajung la ora 7:00, cel târziu la 7:20 sunt în birou de primar. Să pun mâna pe telefon și să-mi anunț pe primar. Pentru că, în continuare, că vrea dânsul sau că nu vrea, până în momentul în care va ajunge, poate să ocupe acest post, da? Primarul în funcție se numește Marcel Romanescu și trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Dacă nu le va înțelege, comportamentul meu nu se poate schimba. Poate să se schimbe comportamentul sau poate să existe o relație cu un Aurel Popescu. Și cu Aurel Popescu pot oricând să mă pun la masă și să discut. Pentru că este alt tip de om. Are, ca și mine, e destul de ciudată chestiunea asta, mai ales că cel care a fost contracandidat a fost Aurel Popescu și se presupune că din perioada campaniei electorale rămâi cu niște probleme, cu niște Și eu dacă pierdeam alegerile în 2017, găseam foarte mulți vinovați. Da? Poate și dânsul caută și... Fiind adversari, automat s-au spus lucruri, s-au vreau făcut lucruri. Vreau să vă spun un lucru. Păi nu. Și eu dacă pierdeam alegerile din 2017 în detrimentul domnului Aurel Popescu, s-ar putea ca unul dintre vinovați pentru ce s-a întâmplat acolo să-l fi considerat pe domnul Aurel Popescu. Deși am fost contracandidat, dar am fost în aceeași echipă. Adică dacă dânsul caută vinovați, dar în momentul ăsta poate să-i caute în tabăra dânsului, pe domnul Adrian Tudor, familia Tudor și alții. Sunt foarte mulți care l-au ajutat în acea perioadă de campanie, nesusținuți de Marcel Romanescu, dar că au făcut-o independent de ceea ce mi-aș fi dorit eu. Da, în sfârșit, sunt problemele lor interne și nu vreau. Eu îi mulțumesc Partidului Național Liberal că m-a susținut în totalitate, cu mici excepții, așa cum am spus mai devreme. Bun. Dar, revin încă o dată. Răspundeți-i la întrebare lui Adrian Tudor. Iubesc acest oraș mai mult decât oricine.
pentru că mi-am dorit atât de mult să ajung primarul municipiului Târgu Jiu și să reprezint cu cinste. N-am fost niciodată favorizat de sorți. N-am fost nici finul, nici soțul, nici iubitul cuiva ca să ajung în această funcție de primar. Am plecat de undeva acum 30 de ani de la Rugi, dintr-un sat pe care îl prețuiesc și acum și oamenii de acolo, și mi-am dorit într-o zi să ajung în această funcție de primar, fără ca să fiu susținut în mod deosebit de nașul meu, de tatăl meu, care nu mai era în viață când eu eram primar, sau de altcineva. Iubesc acest oraș, îi iubesc oamenii, însă nu iubesc oamenii care încearcă să dea impresia că au ceva legătură cu acest oraș. Eu am o funcție, doamna Gângeoveanu. Am o funcție pe care, și o meserie, la care mă pot întoarce oricând cu mare drag. Îmi pun problema pentru alții. Ce fac dacă nu mai ocup funcții pe care ți le oferă partidul? Adrian Tudor își dorește o candidatură la Târgu Jiu, a declarat aseară. Din partea Partidului Social Democrat. Sunt de acord, pentru că dacă mâine nu mai este viceprimar, poate se poate ocupa de... Nu știu. De ce a făcut înainte? Nu știu ce a făcut înainte. Eu știu ce am făcut înainte. Și sunt extrem de mândru de ziua când nu voi mai fi primarul municipiului Târgu Jiu și mă voi întoarce. Dar aveți la unde să vă întoarceți. Am unde să mă întorc. Și mă întorc cu mare drag. Spuneți cumva că este destul de greu să colaborați cu Adrian Tudor din cauza atitudinii pe care o are. Asta este ce am înțeles din... Greu. Iar aroganța de care dă dovadă de atâția ani, de 20 de ani, nu cred că este normal. Pentru că până în acest moment n-a demonstrat nimic. Nici politic, nici administrativ. Bine, ăsta-i punctul dumneavoastră de vedere. Nu mă puneți pe mine să dau, vă rog. Păi un singur exemplu. Unde a candidat vreunul din frații Tudor până acum și-a obținut ceva? Pe propria lui putere. Așa cum mi-am asumat în 2017. E o întrebare retorică, nu o să primez niciodată de răspuns. Bun, dar și Adrian Tudor are 41 de ani, are posibilitatea să candideze la primăria Târgu Jiu, dacă îi va da partidul. Vreți să vă aduc aminte și aici, nu neapărat, susținerea. Că nu cred că am încercat vreodată să vă dau impresia că mi-arog anumite merite sau încerc să scot la suprafață anumite lucruri care le-am făcut în viața mea, așa multe lucruri care le-am făcut. La 41, la 42 de ani, aveam un mandat de deputat, unul de subprefect și unul de primar, cred lucruri care spun foarte mult. Da? Obținute prin eforturi personale și eforturile familiei mele, dar luate ca ansamblu, adică familia care m-a susținut pe mine, că tot discutăm de acel referendum din de acum câteva zile. O să discutăm despre referendum imediat. O să vreau să difuzăm ca să mă asigur că oamenii care se așteaptă să se vadă seara asta la televizor nu vor fi dezamăgiți, pentru că au dat niște puncte de vedere, nu o să fie chiar toți la televizor. Au fost câteva puncte de vedere neapărat și de la oameni mai supărați pe situația din Târgu Jiu, pentru că e ziua dumneavoastră astăzi. Am filtrat un pic lucrurile, dar dacă veniți săptămâna viitoare la emisiune, le dăm și pe cele care nu le-am băgat astăzi. Drag. Haideți să urmărim materialul. E bun ca primar, Sandu? Cred că e bun dacă l-au votat lumea. Și pe timpul vechi primar cum era? A fost bun și ăla că a făcut ceva, dar până la urmă mi se pare că am băgat mâna în sac. Ce credeți, mai merită romanul spunal? Mandat sau nu? Te votează acum? Pe viitor, pe cam dat în 2020. Eu așa cred că toată lumea a fost entuziasmată ca să-l voteze. După vot, 3 luni prin oraș, nu știu exact totul cum, dar așa la prima vedere și impresie, binișor, nu se pute și mai bine. Ce părere aveți despre Marcel Romanescu? Nu știu, nu-l cunosc și nu știu mai multe detalii, fiindcă am fost plecat și n-am nicio idee mai clară. Cum era înainte Târgu Jiu? Dezastru. PSD-ul întotdeauna a făcut legea în România și care și la ora actuală din cauza situației care a creat-o PSD-ul în țară, e foarte grav pentru țară. Credeți că mai merită
Marcel Romanescu un alt mandat la următoarele... Aici, în Târgu Jiu. Dom'le, dacă continui, după cât îi observ așa activitatea și cu intenții pentru orașe, că toți până acum au fost pentru binele lor, nu pentru orașul al comunității unde a câștigat mandatul. Se poate. Deci, unde e voință, se poate. Dacă nu e voință, nu se poate nimic, nu se face nimic. Astăzi e ziua domnului Marcel Romanescu. Aveți un mesaj pentru el? Domnule, putere de muncă, să fie sănătos, la mulți ani în primul rând, și să nu uite ce a promis. E bine, e frumos, așa, văd că promite, eu știu ce o face el mai târziu. Mai trebuie și îmbunătățiri, nu prea sunt parcări, că știți și dumneavoastră treaba. Practic cu fostul primar, cum mi se pare? Ca nu pot să compar, nu pot să-mi dau seama ce e și cum. Sunt probleme de interior al lor aceia. Cine știe? Ce așteptări aveți la el? Ce v-ați dorit dumneavoastră? Nu, ce să-mi doresc, eu nu-mi doresc nimic. Am un mesaj pentru el, de exemplu, să-i transmiteți noastră din partea noastră în meseria. Ce să-i transmit? Să-și facă în continuare meseria și să facă ceva pentru oraș. Credeți că la următoarele alegeri mai merită un mandat sau nu? Eu cred că da. Acel precedent primar a făcut o mulțime de lucruri bune împreună cu alte instituții ale statului român. Restul, ce face actualul primar cu moștenirea, nu știu. Deci n-am observat o modificare nici în bine, nici în rău, în ceea ce mă privește. Merita încă un mandat, după părerea noastră? Nu am căderea, ca să spun, cu al doilea mandat a unui primar, atâta vreme că nu am urmărit îndeaproape bilanțurile dumnealui și toate celelalte, 1000 până prin 2010, multe orașe. Față de acele multe orașe, orașul arată bine, foarte bine. Și cert este, de când a preluat mandatul precedentul primar, atunci s-au schimbat foarte multe lucruri, s-au rânduit foarte multe lucruri. Cert, acum nu pot să spun mai multe, pentru că și prea puțin și nici nu am reperele necesare să-mi dau cu presupus. Aveți o întrebare personală dumneavoastră, să-i nu. Nu am întrebări pentru el, pentru că, din nou, când pui o întrebare, trebuie să ai un set de informații necesare, prelucrate cum trebuie. Mesajul este să facă mai mult, dacă se poate, și, mă rog, împreună cu ceilalți, pentru că nu numai primarul e, sunt și Consiliul, suntem și noi cetățeni, sunt multe alte forțe care participă la bunăstarea, la aranjamentul unui oraș, la bună ordonare. Câteva voxuri luate de colegii mei cărora le mulțumesc pentru ajutor. Nu vă critică nimeni, sunt oameni care în schimb au spus că nu sunt foarte familiarizați cu munca dumneavoastră. Doamna Ghinioganu, recunosc că mi-aș fi dorit, dintr-un anumit punct de vedere, să fi trecut prin perioada domnului Cârciumar. Adică, la ce mă refer, să fi avut și eu măcar un viceprimar în care să am încredere și care să rămână pe perioadele în care eu nu sunt în primăria municipiului Târgu Jiu, să am o majoritate în Consiliul Local, ca atunci când stabilim ceva, să putem să trecem proiectele respective, care, după părerea mea, sunt în interesul cetățeanului, să am un aparat cu care să rezolv în totalitate toate problemele pe care le constat. Pentru că sunt foarte multe lucruri care le constat la fața locului și trebuie să le amintesc de foarte multe ori că n-a fost rezolvată atunci când mi s-a promis că se rezolvă. Da? Deci, ar fi, adică dumneavoastră dați, cum să spun, dispoziții, trasați sarcini către niște oameni și ei întârzie să rezolve acele chestiuni. Să rezolve. Unele din cauza lor, altele din cauza societăților cu care noi lucrăm. Deci, ar fi extraordinar să am nu 4 ani de zile la dispoziție, 2 ani la dispoziție. Astăzi, dacă eu constat o anumită anomalie în rândul
angajaților din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. S-a constat că lucrurile nu funcționează așa cum mi-aș dori, da, într-o anumită direcție. Trebuie să vin permanent cu proiect de hotărâre, de modificare a organigramei, de modificare a unor, a structurii organigramei într-o anumită direcție. Nu pot să o fac. Sunt sincer. Pentru că marea majoritate a celor care sunt angajați, sunt angajați în perioadele trecute mie. Cred că de când sunt primar am 3 sau 4 angajări în primul rând. Bine, dar înțeleg că dintre toți, că tot Adrian Tudor îmi spunea aseară, că singurul care are adeziune la PSD este domnul Zaharia, că în rest nimeni nu este membru de partid ca să răspundă comenzilor de partid. Doamna Gângioveanu, dar oare fratele domnului Tudor, care e la poliția locală, o susține cumva PNL-ul? Mă întreb. Oare mama domnului Tudor, care este la direcția de venituri, o susține oare cumva PNL-ul? Să nu continui cu alte nume din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, da? Deci, să nu vorbim aici de cine are scriptic adeziunea, pentru că sunt oameni care au scriptic adeziunea la o anumită formațiune și în felul lor gândesc așa cum trebuie. De exemplu, pe domnul Zaharia nu l-am văzut niciodată în viața mea și nici nu mi-l imaginez ca un PSD-ist din ăla care trebuie să facă ce trebuie să facă în fiecare zi, soldat disciplinat. O fi fost. Dar, în sfârșit, poate, na, și-o fi dat seama că se poate lucra și în alt mod, așa cum se lucrează astăzi. Și cred că nu are foarte multe cuvinte critice la adresa colaborării pe care o avem în ultima perioadă. Dar de-aia vă spun, e clar că angajându-se marea majoritate pe o anumită perioadă, au o doză de recunoștință față de cei care erau în perioada respectivă și nici nu pot să-i condamn. Eu nu le-am cerut vreodată ca angajaților din primăria municipiului Târgu Jiu, chiar dacă au o anumită susținere pentru cineva, să se dezică de susținerea respectivă. Însă, în cele 8 ore de program, interesul trebuie să fie interesul comun cu al cetățeanului din Târgu Jiu. Atât le-am cerut. După ora 4, după ora 5 pot să stea toți în ședință la Partidul Social Democrat. Nu mă deranjează. Dacă însă constat că în cele 8 ore faci altceva decât scrie în fișa postului, trebuie să iau măsuri, indiferent de opțiunea ta politică. Spuneți-mi care e situația la poliția locală, că tot ați amintit-o. La poliția locală, în momentul acesta... Așteptați organigrama? Luna aceasta voi introduce pe ordinea de zi organigrama la poliția locală. Din semnalele care le am în momentul de față, Partidul Social Democrat nu va susține o astfel de modificare. Da, pentru că sunt persoane care nu vor mai avea funcție de conducere și mă refer la șefii de servicii de pe ordine publică, da? Dar îmi fac datoria în fața cetățenilor din municipiul Târgu Jiu, cărora le-am promis că voi încerca să reduc numărul de posturi de conducere în organigrama poliției locale și voi introduce un astfel de proiect pe ordinea de zi. Ce se va întâmpla ulterior? Poate voi avea un eșec, așa cum am avut și cu Geneva, așa cum am avut și cu CSM-ul pe propunerea mea, dar am datoria morală față de cetățeni, pentru că asta le-am promis că ulterior o să fac poliția locală să funcționeze în alt mod și o să introduc acest proiect de hotărâre. E adevărat că din cei 5 șefi de servicii rămâne unul și s-ar putea ca unii să fie dezamăgiți, să fie puțin deranj în zona respectivă. Spuneți-mi care este situația direcției de patrimoniu și care este, sunt oameni care sunt supărați că n-ați luat nici până la momentul ăsta nicio decizie categorică în ceea ce îl privește pe directorul de acolo. Domnul Gioveanu, eu am luat o decizie în privința domnului Rotaru, adică a fost pentru prima dată când în primăria municipiului Târgu Jiu s-a dat un calificativ, în afară de calificativele de foarte bine, unui director de direcție. Și acesta este Marian Rotaru. Este clar că în condițiile în care continua să-și desfășoare activitatea așa cum și-a desfășurat-o în ultima jumătate a anului 2017, calificativul de anul acesta era altul. Dar nu satisfăcător, ci nesatisfăcător. Pe anumite puncte, eu cred că Marian Rotaru a început să înțeleagă cam care este rolul lui în direcția de patrimoniu. N-a mai avut conflicte, n-a mai venit să-mi spună vreodată că a semnat că trebuia să semneze, a încercat de fiecare dată să mă informeze cu anumite lucruri sau cu anumite soluții pe care le vede în rezolvarea problemelor din municipiul Târgu Jiu. Deci, în acest moment, nu pot să spun că există motive plauzibile pentru
al schimba pe Marian Rotaru din funcția de director. Că poate calificativul și anul acesta nu va fi foarte bine, altceva. Dar nu am motive temeinice ca să spun că de mâine Marian Rotaru ar trebui să nu mai fie directorul la direcția de patrimoniu. Am și eu rezervele mele, am și eu informațiile mele. Știu că atmosfera din direcția de patrimoniu nu este cea mai bună atmosferă. Da? Dar vreau întotdeauna să-mi fac o imagine corectă asupra ceea ce se întâmplă și să nu încerc să învinovățesc doar o parte în urma unui conflict. Să văd exact cam care este situația acolo. Cine își face sau cine nu își face datoria când e vorba de anumite activități. Nu mai avem timp, deși mai erau câteva instituții de care aș fi vrut să vă întreb, dar din păcate este la final de emisiune. Vreau să-mi spuneți într-un minut care este poziția dumneavoastră cu privire la referendum, dar și la reacțiile apărute la nivelul Partidului Național Liberal la centru imediat după acest referendum. În privința referendumului, dacă mai era ceva de decredibilizat în momentul acesta la nivel național, s-a decredibilizat. Și aici vorbesc de Biserica Ortodoxă Română. De ce? Pentru că a acceptat tacit să intre în acest referendum cu Partidul Social Democrat. Aici știți cum este. E exact ca în chestia aia cu hai să trecem râul cu Broasca și Scorpionul. Broasca și Scorpionul. Dacă reușeau să treacă râul, Scorpionul era salvat, dar Broasca tot murea. Dacă nu trecea râul, oricum Scorpionul murea, murea și Broasca. Deci nu era niciun fel de problemă că se necau amândoi. Aceeași situație a fost și aici. Biserica n-a înțeles niciodată cam în ce joc a fost atras. Pentru că dacă mă uit astăzi la o declarație, cel puțin al unui lider local, mă refer la domnul Gabriel George, lider PSD Gorj, care spune că referendumul acesta este o mare catastrofă pentru Biserica Ortodoxă Română. Da. E o mare catastrofă pentru Biserica Ortodoxă Română, care și-a lipit imaginea de o formațiune politică, nu știu că și-a lipit biserica, dar sigur PSD-ul a știut foarte bine ceea ce face, pentru că dacă acest referendum era validat, PSD-ul ieșea așa cum a ieșit domnul Codrin Ștefănescu și spunea, vedeți cât de mulți români ne iubesc. Doamne Gândin Gioveanu, nu cred că cei care s-au dus la referendum s-au dus din dragoste iubit, pentru un partid politic. S-au dus din dragoste pentru o formațiune sau alta. Dar e un semnal de tras pentru reprezentanții biserici că ar trebui ca astfel de campanii să le organizeze singuri și să nu mai implice oamenii politici sau partidele politice în astfel de subiect. Bun, e amuzant că oricum în spațiu public acum toată lumea s-a spălat pe mâini, nimeni n-a avut de-a face cu acest referendum. Numai că în Partidul Național Liberal au apărut imediat după ce s-a văzut evident că referendumul se va valida, au apărut niște poziții pe rețelele de socializare din partea unor lideri cu notorietate în Partidul Național Liberal, niște poziții care îl atacau frontal, direct, pe Ludovic Orban. Eu cred că, cum să spun, cicatricele sunt mai vechi. Acum a fost un motiv, un pretext. Un pretext. Nemulțumire există, ca în orice formațiune politică. Există în Partidul Național Liberal și lucrurile acestea se văd. Dar s-au legat de acest moment al referendumului. După părerea mea, Ludovic Orban nu a gestionat așa cum trebuia în momentul respectiv. Da? Așa cum poate Partidul Național Liberal n-a gestionat foarte multe subiecte în ultimul an, având posibilitatea pe o conducere dezastruoasă a Guvernului României să folosească aceste aspecte. Însă n-a existat o strategie foarte clară. Partidul Național Liberal, nici măcar la momentul ăsta, n-are trei obiective țintă. Să spui, domnule, vin la emisiune la dumneavoastră. Și mesajele Gabriela, pe care trebuie să le punctez de la București sunt astea trei. Vă aduceți aminte că făceam emisiuni când eram deputat, da? Eu la vremea respectivă aveam săptămânal cât punctaj, un subiect. Da. Un punct, da? Da. Spunea, săptămâna asta mergeți în județ și promovați subiectul ăsta. Detaliat, frumos, că nu da, toată lumea se pricepe la comunicare. Absolut. Cu argumente, da? Mă duceam în județ și vorbeam o săptămână întreagă de subiectul respectiv. Dumneavoastră mă întrebați de mere, eu vă vorbeam de pere. Că așa e în viață. Așa e politica, interis. Da. Așa e în tenis, da? La momentul acesta, la nivel central, și asta e o mare problemă pe care Ludovic Orban o are, prin comunicatorii pe care îi folosește, da? Nu are un obiectiv, trei obiective foarte clare. Dom'le, eu ca membru de PNL mi-aș dori să aud așa. Vreau să renunț la ajutoarele sociale, să dau drepturi celor care sunt bolnavi, invalizi, pensionari, dar nu vreau să mai văd om la 30 de ani cu ajutor social. Și cu bera în mână la 10 dimineața. E un punct de vedere al meu. Nu mai vreau
pensii speciale. Eu personal, ca membru al PNL-ului, susțin un astfel de demers. Nu mai și așa mai departe, speciale. Se pot da multe exemple. Lucrurile astea, odată ce le-ai declarat, până în ultimul cătun din ultima localitate, te duci și le promovezi ca proiectele Partidului Național Liberal. Bun, vom vedea ce se va întâmpla pe scena politică națională. Din punct de vedere al comunicării, cele două partide mari sunt praf, amândouă, și PSD-ul și PNL-ul. Nu vă cer pe dumneavoastră din ceea ce privește comunicarea la nivelul primăriei Târgu Jiu, pentru că, din nou, vă spun la mulți ani și încheiem aici. Mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc, cu mare drag. Doamnelor și domnilor, punem punct aici. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară. Până atunci, rămâneți alături de TV. Seară bună tuturor!